Vin zile de chin pentru bolnavii din România. Medicii de familie au anunțat ieri încă o dată că nu vor ceda în fața presiunilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și nu vor semna contractul cadru nici în perioada următoare. La mijloc este însă sănătatea a milioane de pacienți care s-au trezit de pe o zi pe alta fără niciun drept, deși își plătesc lună de lună asigurările de sănătate. În ultimele 5 zile a fost mai liniște ca niciodată în cabinetele medicilor de familie. Resemnați, pacienții au venit doar pentru urgențe. Știau deja că nu vor primi rețete compensate sau gratuite. Iar războiul dintre Casa Națională de Sănătate și medicii de familie pare să nu se încheie prea curând. Medicii de familie, medicii din ambulatori, nu trebuie să semneze contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Un îndemn venit din partea unui fost ministru al sănătății care le dă și mai multă putere medicilor de familie și așa suficient de hotărât să nu semneze contractul cadru. E un dezastru pentru întreaga națiune românească. Între timp, milioane de pacienți din România înscriși pe listele medicilor de familie se descurcă așa cum pot. Fie iau medicamente mai puține, fie le înlocuiesc cu alte produse mai ieftine, fie, și mai rău, renunță la tratament. Nu știu ce am să fac, cred că am să renunț. Renunț, am foarte multe medicamente de luat. Păi nu știu ce am să fac, e 3 milioane un flacon cu 30 pastile. De ce mai avem casă de asigurări socială de sănătate atâta timp cât pacientul plătește din buzunar? De ce mai plătim la casă? De ce mai cotizăm acolo? Asta este întrebarea noastră. A fost de altfel întrebarea zilei și pentru medicii de familie. Nu dorim desființarea casei. Dorim casa să pună în centru preocupărilor ei pacientul și nu banul. Reprezentanții medicilor de familie așteaptă să fie chemați la negocieri de către conducerea casei pentru a semna noul contract cadru. Între timp, pacienții din țară pregătesc proteste. Spun că începând de astăzi vor picheta casele județene de asigurări de sănătate și vor merge chiar în instanță să-și ceară drepturile.